Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like. Mă ajută foarte tare. Vreau să mai vorbim puțin de Dani, care a dormit la fete și că a avut un fel de, n-aș zice, task, un fel de joc. Un fel de joc. Fetele trebuia să imite între ele, apoi el trebuia să aleagă câștigătoarea. Câștigătoarele au fost Maria, Laura și Delia. Iar chiar s-au distrat foarte frumos. Mă bucur pentru ei, pentru că viața așa e plictisitoare acolo, dacă nici nu se distrează. După aceea le-a întrebat pe fiecare despre ele câte ceva și cam ce bărbat și-ar dori și unde ar vrea să locuiască, multe detalii. Iar Laura spunea că vrea un băiat calm, liniștit, romantic, da. Iar Adriana vrea un băiat cu ochi albaștri, da? Familist și sincer, pentru că și ea tot asta oferă. Eliza nu are o tipologie, dar vrea să fie sufletist, ea la suflet să uite pe ea așa interesează și să fie simțit și hotărât. Asta apropo la Dediș, care pendula între ea și Delia, că de asta nu s-a ales cu niciuna. Apoi de relații, Laura spunea că a avut 4 relații, până la 27 de ani, nu e mult, care n-au durat prea mult, cea mai mult 11 luni. Și de ce s-au despărțit, că a întrebat așa asta, că a avut o ieșire ciudată din cauza geloziei. Geloziile nici mie nu-mi plac. Nu. Pentru că asta înseamnă lipsă de încredere. Din moment ce femeia sau bărbatul, nu contează, te-a ales pe tine, ce nevoie mai are de altcineva? Nu văd, chiar nu văd rostul. Ce nevoie mai are? Că dacă voia pe altcineva, s-ar fi dus acolo, nu te-ar fi ales pe tine și după aceea să-și complice viața cu... Știu că sunt oameni care fac asta, știu. Eu spun doar părerea mea, ce nu aș face niciodată. Atât vreau să spun. Iar Adriana a spus că a avut o relație de 2 ani, dar n-a vrut să dea detalii, că a spus că poate să uite la televizor și nu vrea să se complice. Bineînțeles că Dani nu a insistat. De ce să insiste? Dacă fata a zis că nu vrea, nu vrea. Eliza, 5 ani de relație. Nu s-a despărțit chiar de mult, are 25 de ani. 5 ani de relație și s-au despărțit. Când nu merge, nu merge. Apoi Iuliana a spus că și ea s-a despărțit pentru că s-au certat din cauza că el nu voia să vină în țară. Păi de ce să vină în țară? Trebuie să ducă el, mai ales că a spus că și-a cumpărat și casa acolo. Că ea a mai fost, a mai venit, că are 26 de ani, că a întrebat și vârsta fetelor. Iar la aceste întrebări, fetele cealaltă râdeau, în continuu râdeau. Iar întrebată de Dani, știți că e pusă în cursa de eliminare vineri, a spus că nu, nici dacă ar veni un băiat nou sau dacă ar veni anume pentru ea, n-ar vrea să mai rămână. N-ar vrea. Și la gata le-a felicitat pe toate, a spus că chiar le-a plăcut și imitatul și răspunsurile, pe dacă nu i-a plăcut, i-a plăcut. Iar a făcut și un clasament cu primele trei locuri, după cum spuneam, Eliza, Laura și Delia în această ordine. Zicea că Eliza a imitat cel mai bine, iar Laura cu Delia s-au imitat între ele. Apoi Dani a dormit la fete, în patul Laurei, iar Laura a dormit cu Delia, pentru că ele sunt foarte apropiate. Și chiar spunea Laura că dacă și-ar găsi bărbatul potrivit, ar fi dispusă să mute în București, de acolo de unde e ea, pentru că ea a mai stat în București, dar nu s-a înțeles cu colega de cameră, a plecat înapoi la ea acasă. Am mai povestit de prin ce țări au fost, zicea Laura că a fost în Cipru 3 ani, a lucrat într-o fabrică de pâine și era foarte greu. Păi normal că e greu, mai ales să lucrezi în altă țară, orice ai lucra. E de 2-3 ori mai greu decât dacă ai fi în România. În România se mai trage, că eu în altă țară nu poți. Nu poți. Și
Am mai fost și prin alte țări, dar numai în vizită, ai numera câteva țări și am fost întrebat, a fost cu iubitul sau singur, a spus că nu, n-a fost cu niciun iubit, dar i-ar place. Chiar ar vrea să știe cum ar fi să meargă cu iubitul. Atunci când Laura i-a oferit patul ei, el spunea, lasă, nu te chinui să dormi cu altă fată, dormi eu pe canapea, dar n-a vrut. N-a vrut, foarte amabilă Laura, da? Și spunea că ar vrea să-l cunoască mai bine. Mama lui, doamna Mihaela Parcă, spunea că îi place fetele, doar că Dani alege, mi se pare corect, nu să aleagă ea fata, asta era evul mediu. Nu poți să alegi pentru el, pentru că există și sentimente. Bineînțeles, în casa Mireasa nu se prea pune preț pe sentimente, să știți. Nu se pune. Se pune preț doar topul și marele premiu. Cu toate că am văzut că mulți zic că n-am venit pentru premiu, mai ales Liviu. Cum să nu? Cum să nu? Toți vin pentru premiu. Am tot repetat și o să mai spun. Te înscrii la un concurs ca să-l câștigi, nu ca să-l pierzi. E concurs. Că dacă n-ar fi concurs, să-i fi chemat pe toți tinerii doar să se cunoască, să se căsătorească, să primească un salar, mâncare și toate astea cadouri, fără premiu. Cât ar fi venit? Poate, cine știe, unii care nu muncesc, n-au bani și ar fi găsit refugiu. Dar am văzut că sunt și tineri care au bani, care au situația afară. Pentru asta vin, pentru premiu. 20.000 de euro plus... sau minus, adică minus impozitul, nu idei de acolo. Iar Dani spunea că s-a instalat în cameră cu Albert și cu Ștefan. Asta înseamnă ori sus, camera de sus, ori camera care are gemuleț. Are un gemuleț acolo. Știți că Maria și Ștefan, știți că ați văzut, au avut un date la tenis. Ea nu știa să joace, dar el a învățat-o. Chiar era foarte plăcut, impresionată, zicea că e un profesor foarte bun, antrenor, ce-o fi. Că a avut răbdare cu ea, pentru că ea nu știa absolut deloc, zicea că era bâtă sau cam așa ceva. Dar ceva a învățat, i-a explicat, a văzut că a jucat. Tenisul chiar e un joc foarte bun, faci și mișcare, numai că e greu din prima, dacă n-ai antrenament e foarte greu. Am jucat și eu pe vremuri în școală, după aceea numai. E mai mult ping-pong jucam. Știți cum era cu paletele alea micuțe, pac, pe aia, da. Am mai jucat și după aia. Dar tenis de câmp în școală doar. În școală pentru că ne punea la ora de sport. Ne dădea și rachete, ne dădea și de toate. Că eu n-am avut acasă, palete de ping-pong și mingiuțe am avut. Și el, după cum spuneam, a învățat-o. N-a câștigat, dar vrea să câștigi. Zice, vreau să învăț ca să te bat. Ea era foarte mirată cum că a avut foarte mare răbdare cu ea și că nu s-a enervat, pentru că n-a știut. Păi normal, cum să te enervezi pe cineva care nu știe, nu se poate așa ceva. Trebuie cu răbdare ca să învețe. Spunea că e obosită, dar i-a plăcut. Iar în relație zicea că e fericită, că și-a găsit alesul. Cam repede a spus după o săptămână de relație că și-a găsit alesul. Dar vom vedea, pentru că sunt în casa Mireasa și casa Mireasa are foarte multă energie negativă, să știți. Eu tot timpul m-am simțit prost acolo. Mai la început a fost cât de cât, dacă n-am început, până să ne cunoaștem. Dacă n-am început cu certuri, cu toate astea, nu m-a mai plăcut. Mai ales fetele, nu mai suport, vreau să plec. Lucrurile astea sunt foarte negative care apasă. Așa simțeam, parcă m-a apăsat. Parcă tavanul venea așa, venea și mă strivea. Așa simțeam eu. Delia vorbea cu Cristina. Era și Maria pe acolo, dar Delia foarte mândră că e îndrăgostită de Liviu. Dar putea să se îndrăgostească mai la început, nu să facă o telenovelă de 2 luni cu Dediș, dacă a fost atrasă de Liviu. Că Liviu e mult mai simpatic decât Dediș. Cu toate că am văzut multe comentarii negative ale adresa lui Liviu, că eu citesc și pe Facebook și pe Instagram comentariile, îmi place de el, îmi place foarte tare. Iar Cristina îi spunea Deliei că ea face în curând 2 luni de relație cu Alex. Chiar s-a bucurat, dar se gândea unde să țină și depinde și de vreme, că a spus
A spus și Delia, depinde ce timp o fi, că poate face pe terasă, dacă nu plouă, sau poate să facă în living, vor vedea atunci. Dar a cerut ajutor fetelor, chiar a cerut ajutor fetelor. Maria spunea că nu-i place că sunt ușile închise, normal că nu-i place, mai ales când ești în relație și îndrăgostit, cu fluturi în stomac, mai mult sau mai puțin. Iar Cristina chiar se gândea la surpriză, spunea ce are, are lumânări, are baloane, dar au o problemă, e și ziua Antoniei și n-ar vrea să facă împreună, adică fiecare cu ziua lui. Nu poți să furi ziua Antoniei, nici Antonia nu poți să fure aniversarea lor. Cu toate că ar trebui ei doi să facă în intimitate undeva în casa băieților și Antonia să țină în altă casă, dar poate vrea și Alex cu Cristina să participe la ziua ei, nu? Dar au spus că o să mai discute până atunci. O să mai discute, să vadă cum o să aranjeze, pentru că știți că ziua ei o sărbătoresc o seară înainte. Poate sărbătorește ea după aceea, vor vedea. Sunt oameni mari, se descurcă. Cristina și Alex întinși pe canapia, îmbrățișați, vorbeau despre iubire, încredere, gelozie și toate astea. Exact normal ce ar putea vorbi un cuplu. El i-a spus că până să o cunoască pe ea nu credea în iubire. Iar i-a spus, păi da, nu te iubește și familia, în genul ăsta de iubire. Și a mărturisit că de Revelion și-a pus o dorință a cerului Dumnezeu că să-l ajute să fie fericit. De ce crede el că doar fiind cu o femeie e fericit? Poți să fii fericit și fără relație. Iar nu trebuie cineva să-ți dea fericirea. Fericirea e noi. Aici este. Trebuie să fim conștienți de noi, de fericire că e noi. Apoi Cristina spunea că nu contează cum se îmbracă, cum dansează, cum face ea cu tatuaje și cu toate astea. E mult mai simplă decât pare. Apoi i-a spus puțin din trecutul ei, că a fost la școală, că în clasa 10 nu s-a prea dus. Așa că tot mulți copii fac așa asta. Și că dacă ceva nu-i place, el o să-i spună și chiar îi spune. Chiar am observat că îi vorbesc despre asta. Apoi s-au mai pupat și ce deranjează unul altul, ce ar putea să-i deranjeze în relație, el l-a deranjat minciuna și n-ar ierta înșelatul, bineînțeles că și ea la fel, cum se ierte. Te-a înșelat? Pa! Nu este a doua șansă pentru niciunul dintre ei. Așa că la capricii au discutat normal, că trebuie să discuți și să explici tot ce vorbești. Tot ce vorbești trebuie să te duci să explici. Iar a fost întrebați dacă ar deranja pozele cu foștii. Domnul Pui ar spus că e ok să păstreze pozele cu foștii, dar dacă deranjează, trebuie să discute. De ce să deranjeze pe cineva dacă ea, de exemplu, are poze cu fostul, un telefon sau fotografii pur și simplu? Ei au spus că o să discute despre asta și ea pare puțin nemulțumită de el pentru că e infantil. Păi infantil are 22 de ani, băiatul. Ce ar vrea să fie? Încă nu-i maturizat. Oricum e destul de matur pentru vârsta lui. Dar nu, ea e și mai mare ca el. Așa casting au făcut cu fetele mai mari, băieții mai tineri. Nu e bine asta, dar sentimentele vorbesc. Maria și Ștefan au făcut sală, știți că el se pricepe foarte bine, explicat și ei. S-au mai contrazis puțin. Nu știu de ce să tot contrazic. Maria e și tare în gură. Da, ați văzut cum până să facă relație, cum vorbea cu băieții. Așa cu dispreț, parcă îi disprețuiește. Chiar nu înțeleg. Și el tot îi dădea sfaturi. Dar e normal să-i dea sfaturi, pentru că el știe și ea nu. E, da, ea s-a enervat. Apoi chiar înainte am văzut-o, că iar înainte de închidere ușilor, vreo jumătate de oră, el a plecat să se odihnească, bineînțeles după ce au făcut duș, transpir la foarte tare la antrenamente. Ea s-a dus și a stat cu cei singuri pe canapea. A întrebat cineva unde e Ștefan, a spus că e obosit.
Mai târziu au stat de vorbă și el a spus că nu vrea să se certe, că nu vrea o relație bazată pe ceartă, că dacă acum să ciondănesc pentru ceva minor, ce o să-l facă după ce se căsătoresc. Ea zice, care ceartă? Ce a fost o ceartă? Deja a început orgoliile. Nu suportă el de certurile în continuu și chiar nu sunt bune, nu sunt benefice, nu absolut deloc. Dar el ar vrea o relație pe toată viața, chiar a spus. Că el dacă se căsătorește, nu vrea să căsătorească, să despartă iar altă femeie, pentru că nici asta nu-i benefic. Eu nu sunt de acord nici cu divorțuri, bineînțeles dacă e o relație toxică, dar de asta trebuie cunoscut foarte bine partenerul înainte, dar în casa mireasa nu e timp, nici 6 luni, prea puțin. Eu am vorbit, să zic așa, 3 ani cu fostul meu și tot nu l-am cunoscut bine, dar măcar în 4 luni, cum sunt sezoane de 4 luni, sezonul 8. Așa că ar trebui să se gândească foarte, foarte bine înainte de a spune marele da. Cum s-au organizat băieții cu Albert, bebelușul Albert, ca mirele săptămânii, mirele cui? Știți că ei trebuiau să aducă o listă Simonei Gherghe în live ca să vadă programul lor de curățenie. Bineînțeles că au stat cu o seară înainte și au scris și au discutat ca să fie câte 2 băieți pe tură. Apoi, da, a fost foarte multă distracție la listă. Zicea că duminică sunt relax, nu fac nimica. Iar a glumit Simona Gherghe, făcea, dacă ceva cade pe jos sau se murdărește sau plouă afară și vine cineva cu picioarele murdare, nu facem nimic, lăsăm așa, că e duminică. Și ai spus, nu, 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 în caz de ceva, lucruri de astea, dacă se vor întâmpla, curățăm atunci, pe moment. Pentru că duminica nu se muncește normal, nu se face curățenie duminica, e zi de pauză. Și nu mă refer la acest obicei religios. Trebuie să te odihnești, corpul nu suportă. Nu suportă și nici muncă mai mult de 8 ore. Pur și simplu nu suportă. Te apucă oboseala, te apucă toate alea, nu poți să lucrezi prea mult. Și cineva spunea, ce se întâmplă, că vorbeau de dușuri. Dușuri făcea Simona Gherghe, dușurile, iar băieții, nu, nu, un duș avem, știu, dușul acela. În spate, da, au și o cadă. Au și o cadă, nu știu. Bine, cada e pusă unde sunt oglinzile. Dacă vrei să faci baie în cadă și să nu te vadă nimeni, trebuie să spui la toată lumea, nu intrați în baie, pentru că mai sunt și alte toalete în partea cealaltă unde e sala, ca să nu intre dacă vrei să ai intimitate în cadă. Dar la duș, spuneau băieții, că cineva se spală pe dinți la oglinda din baie și o murdărește. Și nimeni nu vrea să recunoască. Păi care ar recunoaște? Care ar recunoaște aceste lucruri? Vezi că eu m-am spălat pe dinți sau dacă se spală și murdărește oglinda, să o șteargă, că nu e greu, durează câteva secunde. Sau, dacă tot s-a discutat despre asta, măcar să nu mai facă de acum încolo. Cam atât am avut până acum, să vorbim despre concurenți la sezonul 9. Vă doresc în continuare o zi plăcută și frumoasă, așa cum e aici, cu 30 de grade, și la revedere!